Bună ziua tuturor, ne aflăm în fața unui cireș care cine a început să formeze corona s-a grăbit. Și aici avem așa, un tip de ax central, dar nu finalizat. Pentru că la cireș mai greu am găsit să formăm cu ax central, mai multe erau vas, vrem să dăm o lecție cum se poate face cireșii cu ax central în al patrulea an, care n-au fost de la bun început porniți bine. Bun, avem aici axul central și avem ramurile de jos. Așa, noi vom face următorul lucru. Vom tăia aici încep, așa, și aceasta o vom folosi ca ramură, o vom tăia la 20 de centimetri ca să tragă sevă să se îngroașe, așa. La fel, o bifurcăm, va fi ramură dublă. Și aici va crește și în zona asta pentru că avem puține ramuri jos. Următoarea paralel cu ea va fi aceasta. Așa. Și atunci, la fel, tăiem la vreo 15 cm ca să se îngroașe. Aici lăsăm pentru rod și pentru vegetație. Asta este prea gros, o tăiem încep. Așa. Asta o lăsăm pentru vegetație. Deja avem la etajul 1 două ramuri. Mai sus, la fel, avem o ramură, dacă observați. Aici o tăiem mai lung ca să crească mai încet, să rămână mai subțire, să nu fie așa groasă ca cele de la nivelul 1. Aici, aceasta va atrage sevă, se va îngroșa pentru rod și vegetație. În această zonă, chiar între ele, avem o altă ramură la etajul 2. La fel, o tăiem cam la 6 muguri ca să aibă o creștere medie. O lăsăm pentru vegetație și pentru rod. Așa. În această zonă, chiar între acestea două, la etajul 2 avem chiar bună o ramură care vom face. La fel o tăiem mai lung ca să nu se îngroașe. Lăsăm și aceasta pentru vegetație și să ajute la creștere. În partea de sus, aceasta o tăiem încep, pentru că vine exact peste ea. Observăm că mai avem una în această zonă. Deja este distanță suficientă, este 60-70. O tăiem tot așa la vreo 6-7 muguri să aibă o creștere mai lentă, să rămână așa, să crească crengile. Deci nu astea de sus mai mari, ci astea de jos mai mari să nu fie umbrite de cele de sus și atunci așa va fi ca un trapez. Aici noi ce vom face? Acesta este axul. Axul tăiem la 40-50 de centimetri la un mugure. Dacă axul a crescut spre dreapta, dintr-un mugure spre dreapta, acum noi tăiem într-o mugure spre stânga. Așa. Aici vom avea un alt etaj și o altă creștere care se va opri aici. Mulțumim pentru vizionarea acestui videoclip. Pe curând!